Salut, dragilor! Bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela și în clipul de astăzi se întâmplă un hol de me. Da, am dat spargerea la de me. În afară de un hol de me, o să mai am aici două chestii care sunt de la Zara. Mă rog, numera 1, da, știți voi. Sunt două lucruri pe care mi le-am dorit. Nu le-am vrut în variantă full size, le-am vrut în variantă mică. O să discutăm când ajungem la ele. Dar zic să nu mai lungim și să trecem la treabă cu subiectul clipului, și anume holul de me. Nu o să vă las prețurile pe ecran. Asta pentru că timpul nu îmi permite. Motivul pentru care de multe ori nu scriu lucruri pe ecran este pentru că timpul nu îmi permite. Voi încerca pe cât posibil de acum, măcar numele parfumurilor să le scriu, dar de multe ori filmez, editez pe grabă, pentru că asta este realitatea. Bun, hai să vă arăt cu ce m-am întors de la Dame. În primul rând, mi-am luat un pachet de șervețele de la ceva în Seeker sau Seeker, habar n-am. Mi-am luat un pachet de șervețele cu 3 straturi care arată, uite, așa. Asta au fost 5 lei și ceva. Ambalaj din ăsta, din carton reciclat sau reciclabil. Sunt 100 de șervețele cu 3 straturi. Aveam nevoie de altele pentru că sunt pe terminate cele pe care le am. Apoi, ce-am mai luat? Am luat și un aparat de ras, nu mai știu exact la cine l-am văzut, am să ierta această ignoranță, dar am luat și aparatul de ras Balea Sensation, care arată așa. Ăsta a fost 28 de lei, din câte țin aminte, 28, ceva. Este un aparat de ras la care se schimbă doar capetele astea și mă ajută pe mine atunci când mă grăbesc sau pentru zonele în care nu mă epilez cu epilatorul. Să îl folosesc. Am zis să-l încerc și pe ăsta. Dacă o să-mi placă, o să-mi cumpăr doar rezerve cu siguranță, pentru că nu prea mai găsesc lame de ras care să-mi placă atât de mult. Așa că am decis să mi-l cumpăr și pe acesta. O să vedem cum este. Hai măcar să-l deschidem, să vedem cum arată. Că nu cred că am nevoie neapărat de ambalaj. El vine așa dezmembrat, avem brațul, o protecție, avem așa, o ventuză pentru lichid în baie, așa arată, nu o să o lipesc în baie. Avem mânerul, efectiv, și avem și o rezervă. Cam asta conține kitul, după care noi ne vom cumpăra doar rezervele. Pentru că aparatul practic îl avem deja, o să vă țiu la curent despre el. Apoi, pentru că Sabina Rusescu, mi-am luat și eu faimosul detergent de vase. Nu aveam nevoie de detergent de vase neapărat, îl folosesc în prezent pe cel de la Sano, pe care o să-l pun în stand-by ca să îl folosesc pe ăsta. Ăsta este ultra concentrat, maxi power, cu bubble gum, are un litru de detergent, are și un burețel din ăsta foarte interesant aici, arată așa. Ăsta a fost aproape 18 lei, din ce mi-aduc eu aminte, și o abia aștept să îl încerc. Dacă intră în favorite, o să vi-l arăt. Un produs pentru care de fapt am intrat în DM a fost un detergent de rufe și am vrut să-l încerc și eu pe ăsta de la Dash pentru rufe colorate. Ăsta a fost aproape 22 de lei, 21 de lei și ceva. Așa arată el, zice că are 3 în 1, nu știu ce, o formulă probabil 3 în 1, 20 de spălări. Hai să vedem și cum miroase. Miroase bine, floral, așa. E drăguțel. O să vă țiu la curent în momentul în care o să-l folosesc. O să se ajunge în empties, o să vă spun. Produsele care de curățenie care mă impresionează așa din diverse motive, o să le țin în empties. Apoi,
mi-am mai cumpărat un blush. Eu am niște perle bronzante de la Giordani Gold, dar nu prea mai fac față. Așa că mi-am luat un blush de la Catrice, Cheek Lover, Marble Brush, Blush, care arată așa. Nuanța este 010 Dahlia Blossom și hai să vedem. Uite, așa arată și el. Nu o să-i fac un swatch acum că am filmat un clip cu parfumuri și cu siguranță nu va fi cea mai bună idee. Așa arată, abia aștept să îl folosesc. Am vrut așa să am un rozișor în obrăjări. Bun. Apoi, pentru că m-a apucat făcutul de unghii acasă, acum mi le-au făcut fetele la salon, dar o să mai treacă ceva până mă întorc la o jos semi-permanentă. Am produse pentru unghii și nu numai. În primul rând mi-am recumpărat soluția de curățare a penselelor de la Ebelin. Îndemnul care s-a deschis în Grand Arena încă există și are, nu știu, până în 12 lei, ceva de genul ăsta. Mi-am luat-o pentru că am consumat-o pe cealaltă și mi-au mai rămas două pensulici de spălat la care mă uit acum, care cu siguranță vor striga cât de curând după mine. Dar mi-am recumpărat și soluția de curățat pensule. Apoi, la Diana Andronic parcă, am văzut de la Farmec un peeling cuticular care arată așa și pentru că vreau să-mi fac și eu manicura și pedicurile acasă fără să mă mai duc la alții, am zis să-mi iau să încercăm care e treaba. Și hai să citim. Datorită proprietăților exfoliante puternice, dizolvă țesutul cuticular în exces de pe suprafața unghiei și ușurează împingerea cuticulei la baza unghiei. Astfel nu va mai fi nevoie de tăierea cuticulilor. Utilizare. Se aplică o dată pe săptămână. După un minut de la aplicare, se împing cuticulele cu ajutorul unui bețișor din lemn, obținând un contur îngrijit al unghii. Se clătesc mâinile cu apă călduță și săpun. Hidratați intensiv zona cu farmec ulei pentru cuticule pe care eu îl am deja și arată așa. Eu îl aveam acasă, așa că mi-am luat tratamentul ăsta pentru cuticule. Deci o dată pe săptămână ca ele să nu crească foarte, foarte mult. Ia să vedem cum arată. Uite așa vine un peeling cuticular. Uite că am, o să arunc cutia asta pentru că am și pe el instrucțiunile. Bun, apoi pentru că acolo ne zice cu un bețișor și pentru că Mihaela n-avea bețișoare, mi-am luat și un set de bețișoare pentru manicură de la Ebelin. Astea sunt luate într-o altă tură de cumpărături, deci nu mai am bonul și nici nu știu să vă spun neapărat cât au fost. Mă uit să văd aici dacă am, da, uite, bețișoare de manicură 6 bucăți, bețișoarele Ebelin sunt ideale pentru o manicură perfectă, secretul fiind cele două capete diferite. Capătul aplatizat este conceput pentru împingerea cuticulelor, iar cel ascuțit pentru curățarea unghiilor și îndepărtarea petelor mici de ojă. Stați așa că nu... Ok, vă arăt imediat. Stați așa, că mi-a luat ceva să mă prins și eu, dar o să vă arăt acum despre ce este vorba. Pentru că eu rup tot ce prind, o să facem așa ea. Nu vrea, mă, dacă nu vrea, nu vrea. Ele vin îmbăgate în ceva aici. Hai să vedem. Gata, am reușit. Uite, așa vin ele. Și avem ăsta care este ascuțit și îl folosim pentru ștergerea ojei și așa mai departe. E și ușor abraziv. Și îl avem pe ăsta teșit, care se folosește la împins cuticule. Și sperăm noi să facem o echipă bună împreună. Apoi mi-am luat și o ojă de la Shein. Gel Lichen Ultra Stay Nail Polish în nuanța 361, care arată așa.
sper să fie bună, nu am mai încercat până acum o jedela și am o prietenă care le folosea parcă și îi plăceau. O, dar e foarte lichidă. Și miroase oja. Nu știu de ce am mirosit-o. Dar, hei, oja. Da, s-a așteptat cineva ca oja să miroase oja, că aparent eu nu. Așa arată. Și are 10 ml, o culoare cu care cu siguranță cred că o să mă fac toată toamna și iarna. Și mi-am mai luat un produs, pentru că fetele de la unghii mi-au zis că la standul, de lângă standul Essence, se află o soluție de uscare rapidă a ojei cu puf-puf. Așa că am executat și este vorba despre acest produs. Este un produs pentru uscarea rapidă a unghiilor cu pulverizator care ajută să îți usuci mai repede unghiile. Mi-a dat indicii că lichidul e mov, așa că m-am dus și mi l-am luat după ce mi-au făcut ele unghiile. O să vă țin la curent despre ce și cum. Oricum trebuie să vină cât de curând și un clip cu favorite. Apoi, mai am doar două produse de la Zara să vă arăt ce a scăpat. Mi-am luat două parfumuri în gamă de Rolon. Așa arată ele. Mi le-am luat pentru că nu le vreau neapărat în full size și uneori, dacă nu vreau să am parfum pe haine și vreau să fie ceva foarte discret, apelez la chestii de genul ăsta. Și avem aici Bohemian Bluebell, Bohemian Bluebells, care arată așa și nu mi se pare nimic de a face cu Bluebells, asta pentru că mi se pare că miroase destul de dulce, lămnos, tămâios. Cam asta este ce simt eu în el. Ia să vedem dacă ne zice... Nu ne zice nimic, dar avem telefon și ne uităm pe fragrantica. Bun, hai să vedem. Ce vă place vonat? Bun. Și avem fragrantica. Am găsit... Stați, așa că fragrantica mea nu vrea să dau search. Gata. Bun, și avem Zara Bohemian Bluebells. Și l-am găsit. Avem lavandă, lemnos, pudrat, aromatic, mosc, proaspăt condimentat, cald condimentat, ierbos. Și avem lavandă, lemn de santal și mosc. Mie toată combinația asta îmi dă destul de balsamică la nas. Nu mi se pare un parfum de vară, mi se pare o aromă destul de tomnatică, iernatică pe acolo, pentru că mi se pare o combinație destul de caldă. Uite, așa arată și rolonul. E ca un rolon. Și acum că zic... Da, simt lavanda. Ieri nu știam pe ce să pun mâna, ce miroase așa, dar cred că va fi un parfum ok pentru zilele alea în care vrei să stai pe relaxare, în confort și așa mai departe. Foarte, foarte interesant mirosul și se simte destul de predominant mirosul de lavandă în el. Și mi-am mai luat Amalfi Sunray, pe care mi l-am dorit și în variantă mare, dar nu avea rost pentru că am alte parfumuri cu citrice, dar un rolon am vrut să am. O să-l desfac și pe el să vi-l arăt și o să-l căutăm imediat. Au fost 25 de lei bucata, uite așa arată, și Amalfi Sunray. Iar aici avem, eu simt clementine. Cam asta e ce simt, clementină, mandarină, o portocală dulceagă. O chestie de genul acesta în el și de-aia l-am și vrut. Hai să-l și căutăm să vedem ce ne zice. Amalfi Sunray de la Zara. Citric și flori albe, bineînțeles. Și avem floare de portocal, mandarină și bergamot. Exact ce mi-am zis, că mi se pare că miroase
Mandarina, clementina pe acolo. Foarte mișto om și ăsta cu siguranță o să-l folosesc la vară când nu o să vreau ceva extrem de bombă. Bun, și cam astea sunt ultimele cumpărături, să zic așa. Abia aștept să-mi ziceți o părere despre produsele de la DM, dacă le-ați încercat, dacă aveați idei de ele, cum vi se par și așa mai departe. Nu uitați că mă găsiți pe Facebook și Instagram cu ID-ul Coffee and Perfumes. Dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal, nu uitați să o faceți. De altfel, like acest clip dacă v-a plăcut. Abia aștept să vă citesc în comentarii orice vreți voi să spuneți. Ne vedem și pe Instagram, Coffee and Perfumes. Acolo postez mai în timp real ce ajunge în colecția mea și așa mai departe. Deci, cam astea sunt. Unele produse noi de încercat, altele pe care le-am recumpărat, că practic am recumpărat doar asta, în rest au fost doar produse noi. Să vedem cum ni se pare, o să vă țin la curent și prin alte clipuri sau dacă vreți voi să mă întrebați despre unul dintre produse, puteți să mă întrebați în comentarii și dacă le-am folosit, vă răspund cu mare drag. Bun, asta a fost tot pentru azi, vă mulțumesc de vizualizare, ne vedem cu mult drag la următorul clip, m-am pupat, bye!